Și-a pus problema în acest context extrem de delicat Republica Moldova să schimbe statutul prin Constituție și să renunțe la neutralitate? Este absolut clar că această prevedere constituțională și Constituția noastră a fost adoptată în 1994, nu este suficientă pentru a asigura securitatea Republicii Moldova. Republica Moldova își poate asigura securitatea, pacea, prosperitatea, libertatea și dezvoltarea prin ancorarea cât mai fermă în familia de state europene, prin aderarea la Uniunea Europeană și printr-o cooperare intensificată și accelerată cu NATO, fapt care ne va permite și în continuare să menținem Republica Moldova în partea Europei care se află în condiții de pace. Evident, în Republica Moldova există o dezbatere politică, o dezbatere în societate privitor la utilitatea neutralității. La această etapă avem aceeași Constituție pe care am adoptat-o în 1994. Această prevedere rămâne valabilă, dar între timp pentru noi este foarte important să dezvoltăm cooperarea cu acele țări și organizații care ne ajută să menținem Republica Moldova în condiții de securitate și stabilitate și, evident, NATO și Uniunea Europeană sunt aceste două organizații care ne ajută să menținem Republica Moldova stabilă. În condițiile în care Ucraina se va apropia și mai mult de NATO la acest summit, care vor fi efectele, credeți, în Republica Moldova? Într-adevăr, realitatea este că, datorită capacității de rezistență a Ucrainei, Republica Moldova astăzi este în condiții de pace, anume capacitatea Ucrainei de a face față agresiunii brutale rusești, menține Republica Moldova în condiții de pace și, evident, orice măsuri care ajută Ucraina să reziste, care ajută Ucraina să își elibereze propriile teritorii, contribuie și la fortificarea securității Republicii Moldova și, evident, mișcarea Ucrainei spre NATO este și ea un factor care va ajuta în continuare ca Republica Moldova să rămână stabilă. V-ați întâlnit cu lideri NATO, le-ați cerut să primească Ucraina în NATO și ca să fiți mai bine apărați dumneavoastră? Aceasta este o decizie pe care o pot lua doar liderii NATO, dar noi, într-adevăr, spunem foarte clar peste tot că capacitatea Ucrainei de a fi puternică, capacitatea Ucrainei de a fi cât mai profund integrată în structurile europene și euroatlantice, contribuie evident la securitatea întregului continent, la securitatea Ucrainei, dar și la securitatea Republicii Moldova.